Colegiul Național Decebal din Deva este una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ, nu doar din județul Hunedoara, ci din întreaga țară. Procesul educațional de aici se derulează de principiu în două corpuri de clădire, cea din centrul vechi și cea în care funcționase pe vremuri fostul liceu Horea, sau de chimie, cum mai este acesta cunoscut. În prezent, în locația situată pe strada Prelungirea Oituz, se fac ample lucrări de modernizare prin intermediul unui proiect al primăriei municipiului Deva și care vor fi finalizate în august 2022. La corpul de clădire situat în strada Prelungirea Oitu se desfășoară activități și lucrări de modernizare. Beneficiem de un proiect finanțat din fonduri europene, gestionat de Primăria Municipiului Deva, un proiect ce vizează reabilitarea termică a clădirii. Acest proiect a început în anul școlar trecut și are termenul de finalizare luna august 2022. Acolo se va face nu doar reabilitare termică, ci se va aduce și mobilier nou, în cadrul aceluiași proiect fiind modernizate și alte corpuri de clădire din incinta de pe prelungirea Oituz. Lucrările sunt avansate, toate corpurile de clădire vor beneficia de un sistem de încălzire modern, de o reabilitare termică după norme europene. Școala va fi o școală modernă, vom avea și mobilier școlar nou. Acolo s-a reabilitat și sala de sport. Aceste clădiri sunt într-un parc dendrologic pe care noi îl întreținem și îi foarte frumos și credem că într-un timp scurt ne vom întoarce cu o parte din clasele de liceu în această locație. În locația care se modernizează în prezent urmează a învăța, începând cu anul școlar viitor, un număr de circa 450 de liceeni. Chiar dacă incintele de la fostul liceu de chimie nu pot fi folosite în prezent, la Decebal cursurile s-au desfășurat până la intrarea în vacanță forțată, provocată de pandemie, doar de dimineață. Conducerea unității de învățământ reușind acest lucru în urma unei înțelegeri cu reprezentanții Centrului Teritorial Deva al Academiei de Studii Economice din București. Acolo ar urma să învețe aproximativ 450 de elevi din clasele de liceu. În această perioadă am reorganizat activitatea încât am adus toți elevii în corpul de clădire situat pe strada 1 decembrie și suntem găzduiți cu clasele a 12-a în clădirea Centrului Teritorial de Învățământ la Distanță al Academiei de Studii Economice din București. Acolo învață elevii din clasele a 12-a, au condiții foarte bune, căldură, curățenie, spații adecvate, încât procesul didactic să nu aibă de suferit. Activitatea se desfășoară doar într-un singur schimb. Mai multe despre activitatea de la Colegiul Național Decebal puteți afla urmărind pe pagina de Facebook sau pe canalul de YouTube al postului 1 TV, emisiunea La Subiect din data de 26 octombrie, în care invitat a fost profesorul Florin Ilie și directorul prestigioasei unității de învățământ din reședința de județ.